ziua, elevi! Venit la o lecție de matematică în care spiritul de observare care ne va fi prieten și ne va ajuta să înțelegem tema nouă. Astăzi vom afla cum realizăm împărțirea exactă a numerelor ce se termină cu zeruri. Vă propun mai întâi să ne amintim cum se realizează înmulțirea numerelor care se termină cu zeruri. Să stabilim corespondența dintre exercițiile din prima coloană cu răspunsurile din coloana a doua. Produsul numerelor 40 și 200 este 8400. 20 înmulțit cu 300 este egal cu 6000. Produsul numerelor 300 și 70 este 21.000. 500 înmulțit cu 40 este egal cu 20.000. Produsul numerelor 120 și 400 este 48.000. Îi felicit pe cei care au găsit 5 corespondențe corecte. Dacă ai mai puține, privește lecția precedentă pentru a înțelege mai bine. Observați exercițiul. 3. Înmulțit cu 60 este egal exact cu 180. Realizând proba acestui exercițiu, vom utiliza operația inversă. Astfel, 180 împărțim la 60 și obținem 3. De fapt, 18 împărțit la 6 este egal cu 3. Observați că am neglijat zerourile de împărțitului, cât și zeroul împărțitorului. Înmulțind pe 40 cu 700, obținem 28.000. Iar 28.000 împărțind la 700 este egal cu 40. Rezultatul 40 se obține și la împărțirea numărului 280 la 7. De data aceasta am neglijat câte două zerouri, de la de împărțit cât și de la împărțitor. Sper că ați observat că de la de împărțit neglijăm atâtea zerouri cu câte zerouri se termină împărțitorul. Continuăm înmulțind pe 80 cu 2000. Deja știm că este egal cu 160.000. Împărțind 160.000 la 2000, obținem 80, pentru că 2000 se termină cu 3 zeruri, am neglijat la dreapta fiecărui număr câte 3 zerouri, atâtea de la împărțit cât și de la împărțitor. La împărțirea exactă a două numere ce se termină cu zerouri, procedăm astfel. Întâi neglijăm la dreapta fiecărui număr atâtea zerouri cu câte se termină împărțitorul, apoi calculăm câtul. Aveți mai jos câteva exemple. De data aceasta voi scrie împărțirile în coloniță. Pentru a împărți 150 la 50, mai ușor, neglijăm câte un zero de la dreapta de împărțitului și împărțitorului. Astfel, 15 împărțim la 5 și obținem 3. Pentru a împărți 3200 la 800, mai ușor, neglijăm câte două zerouri la dreapta de împărțitului și împărțitorului. Astfel, împărțim 32 la 8 și obținem 4. Pentru a împărți 16.000 la 20 mai ușor, neglijăm câte un zero de la dreapta de împărțitului și împărțitorului. Astfel, 16 împărțim la 2 și obținem 8. Scriem la dreapta câtului cele două zerouri rămase la dreapta de împărțitului. Propun să aflăm câte numere necunoscute din ecuații. Pentru a afla primul factor,
împărțim produsul 12.000 la 60. Al doilea factor este egal cu 60. Neglijăm două zerouri, apoi realizăm împărțirea. A este egal cu 200. Înlocuim necunoscuta pentru a verifica dacă am realizat corect calculele. 200 înmulțit cu 60, obținem 12.000. În a doua ecuație, nu cunoaștem de împărțitul. Pentru a-l afla, vom înmulți câtul cu împărțitorul. 12.000 înmulțim cu 6. B este egal cu 72.000. Să realizăm proba ecuației. 72.000 împărțit la 6 este egal 12.000. Să aflăm ce număr a fost înlocuit cu litera D. Numărul necunoscut îl vom afla prin exercițiul de împărțire. Doar aflăm un factor necunoscut. 9.000 împărțim la 300. Pentru început vom neglija câte două zerouri, de la cât și de la împărțitor. Astfel, D va fi egal cu 30. Verificăm. 30 înmulțit cu 300 este egal cu 9.000. Continuăm cu necunoscuta din ecuația a patra. Aflați, apoi verificăm. H este egal cu 400.000 împărțim la 50. H este egal cu 8.000. Proba. 8.000 înmulțim cu 50 și obținem 400.000. Vă propun în continuare să descoperim regula de formare a șirurilor și să completăm șirul cu numerele lipsă. Observă șirul. Care este regula de formare a acestuia? Pentru a obține 8.000, l-am înmulțit pe 400 cu 20. Să verificăm dacă este corect stabilită regula. Pentru a obține 16.000, numărul 8.000 este înmulțit cu 20. Încercați să stabiliți numerele lipsă. Termenii lipsă din șirul sunt 20 și 3.200.000. Identificați regula de formare a celui de-al doilea șir. Bravo, copii! Pentru a obține următorul termen al șirului numărului, trebuie să împărțim la 20. Sper că nu e dificil pentru voi să stabiliți și termenii lipsă. Numerele cu care vom completa acest șir sunt 960.000 și 6. Să citim împreună problema. 400 de caiete sunt repartizate în mod egal în pachete. În 35 de pachete sunt caiete de matematică, iar în 15 pachete, caiete de dictando. Câte caiete sunt în fiecare pachet? Citiți încă o dată independent problema și răspundeți despre ce se vorbește în problemă. Cu certitudine, toți ați răspuns că în problemă se vorbește despre caiete de matematică și caiete de dictando, repartizate în mod egal în pachete. Cunoaștem câte caiete sunt într-un pachet? Nu cunoaștem, însă știm că 400 caiete sunt repartizate în mod egal, în 35 și 15 pachete. Vom rezolva problema cu plan. Ce trebuie să aflăm dacă știm că în total sunt 400 caiete? Vom afla câte pachete cu caiete sunt în total. 35 plus 15 și obținem 50 de pachete. Ce putem afla în continuare știind că avem 400 caiete repartizate în 50 pachete? Vom afla câte caiete sunt în fiecare pachet. 400 împărțit la 50 este egal cu 8 caiete. Vom da un răspuns scurt la întrebarea problemei. 8 caiete. În continuare, îți propun
o problemă distractivă. Pentru a rezolva aceasta, scrie exercițiul de rezolvare în lanț. Dacă vei calcula corect, vei obține la final vârsta ta. Am și eu o variantă de rezolvare. Să vă prezint. Presupun că ai 10 ani. Înmulțește vârsta ta cu 200 și obținem 2000. Acum micșorează produsul obținut de 40 de ori și obținem 50. Iar în final micșorează rezultatul de 5 ori. Am obținut tot 10, vârsta ta presupusă la început. Dacă nu ai 10 ani, îți propun să începi să rezolvi problema cu numărul ce indică vârsta ta. Pentru a vă consolida cunoștințele, vă îndemn să cereți de la doamna învățătoare sau de la părinți cât mai multe exerciții de împărțire cu numerele care se termină cu zerouri. Rezolvați-le! Perseverați și veți reuși! Lecția a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participarea activă. Pe curând, dragi copii!